sau cum l-am transmis eu bine, oare? În fine, întrebarea pe care mi-o pun încă este ce caut eu la un concurs de discursuri umoristice. Pentru că, dacă mă apuc și vă spun discursul meu, vi-l recit, vi-l prezint, păi într-un minut toți ieșiți afară și eu. Nu neapărat în ordinea aceasta. Ați încercat pe dată să glumiți cu un idiot? Da. Dezastru total. Jale, jale, jale. După cum zice o veche doină românească, autentică, de ministră bun. E mare! Jale, jale! Cui îmi plac manelele și cine le ascultă în scop terapeutic, educativ și ca să de momente de intens greutate, ce emoție să vedească. Nu asta era întrebarea. Întrebarea era cui îi place stand-up-ul făcut de Bordia, Micuțu, scena ai umor și restul. Deci vă plac ce mai ne da, că fac parte din același registru stilistic. Aceeași clădină zoologică. Animal Planet. Asta trebuie să-și gândesc animalele. Acum, serios, sincer, nu am nimic împotriva lui Emilio Micuțu, Borbia, Beliac. Chiar sunt persoane foarte inteligente. Sincer. Dar, după cum zicea un țăran român, lui Nicolae Iorga, în perioada interbelică, când era prim-ministru, în timp ce vizita țara, domnul ministru, dumneavoastră aveți minte multă, dar nu-i tătă bună. Și alta, unde e multă minte și multă prostie, dar preferata mea este cântecul acela de înainte de 89, dedicat comunismului. Partidul minte, partidul minte, și vezi trei securiști, o să uite așa la tine, perspectiva 10 ani de pauză la canal, sau la IUD, și zici, partidul minte, luminată. Revenind acum la personajele noastre pitorești. Au și ele momentul lor de slăbiciune, eu nu le judec, dar totuși nu trebuie să ne imbecilizăm. Asta pentru că umorul are și niște limite. Eu, sincer, mor de râs. Când mă uit la Amza Pelea, mi-a mărit. Absolut genial. Și mai sunt Toma Caragiu, Puiu Călinescu, Demre Tudescu, acesta este pomenit cu morților, dar le găsesc pe YouTube. Din categoria În viață, dar nu încă, pot recomanda pe Dan Public, Constantin Necula. Și pentru că râsul în grila de televiziune cu al ei aproape 200 de canale făcute ca să ne cântească, ne promovează acest stil de râs, cred că trebuie să facem foarte bine distinția. Râsul poate fi și bazocoritor. Râsul poate este un vector. El este produsul fie a umorului, fie a bășcăliei. El poate fi îndreptat în ce direcție vrem noi. Așa că există și un râs cretin, un râs patologic. Râsul mârlanului fără creier sau adubitorului, care calcă picioare, tot n-are treabă. El râde de copii, râde de copii mici, de copii bolnavi. Și înainte să vă scandalizați și să ziceți că nu am făcut așa ceva, să vă eludați, vă zic atât un nume. Emiluț. Mai este râsul al celor de persoane de cerșetori, de persoane cu grave probleme psihice, promovat pe YouTube, pe media, pe televiziune, Oricica Dansatoarea. Mai este râsul la comandă, în show-urile americane. Știți când vine unul și zice, what to fi? Apasă pe buton, aia toți râd în spate și noi râdem după ei, ca turmă. Dar mai presus de toate, este un râs. Este un râs care nu ar trebui folosit niciodată și care din păcate se folosește în stand-up. Este vorba de râsul de mamă, râsul de iubită, râsul de iubit, râsul de țară, de elemente culturale, râsul de Iunescu, râsul de Nichita Stănescu, râsul de biserică, de Dumnezeu, de Mahomet, de Buddha, de cine vreți voi. Umorul și râsul are anumite limite. În momentul în care râsul se păstrează în aceste limite al umorului și nu se transformă în bășcălie, el devine eliberator, devine terapeutic. Râsul pune în mișcare creierul, activează conștiința și apoi,
prin capacitatea noastră de discernământ între bine și rău, ne activează gândirea aceea frumoasă și toate lucrurile bune care se întâmplă. Râsul niciodată umorul și râsul nu râde de oameni, râde de anumite tipologii. El creează tipul avarului, tipul politicianului corupt, tipul XX. Azi nu mai trebuie create pentru că ne vede prea mult de la el. Așa că vă las doar cu acest gând la final. Vă dau elemente din râsul nostru, râsul nostru românesc, pentru că am iubit-o din Maramure și a trebuit să iau un element de acolo. Este un cântec de înmormântare acolo, jale. Ați văzut ce mitirul vă este, nu? Pe că ați fost, ați vizitat, unic în lume, nu există așa ceva. Nu există, fără să-și bată joc și fără să fie pășcărie. Fiți atenți, cântec de înmormântare din Maramureș. Draga Maică după tine, îmi pare și rău și bine. La înmormântare. Ar fi de râs dacă n-ar fi de plâns, dar nu-i de râs. Pentru că omul vede. Îi pare și rău pentru că a rămas singur, pentru că a trecut, dar îi pare bine pentru că există credința că dincolo poate fi ceva mai bine, la care sunt. Și în încheiere, Balzac, în romanul Ursul Minuet, are un personaj incult, prost, stupid, care scrie scrisori. Și fiecare scrisoare era greșită. Absolută de scrisoare greșită din punct de vedere gramatical, punctual. Iar ultima scrisoare, când este bolnav personajul, Balzac o scrie corect. Și întrebat apode contemporanului, de ce a făcut lucrul acesta? Răspunsul este, pentru că nu se cuvine să râdem de omul bolnav. Atât. Mulțumesc.